Din data de 29 august, începând cu orele 16, pe aerodromul din Frătăuți se va desfășura pentru prima dată un spectacol fabulos de aviație denumit Bucovina Air Show, cu efecte de excepție pentru toți cei prezenți acolo. Datorită modernizărilor și investițiilor făcute la aerodromul din Frătăuți, show-ul aviatic, care se va desfășura în paralel cu evenimentul Cupa Nicodemus, va fi unul de excepție. Astfel, împătimiții de aviație de la Bucovina Fly Club s-au unit pentru a putea aduce un show aviatic și în zona orașului Rădăuți. Dacă anul trecut Bunăoară era doar o simplă pistă ierbată, cum observai și tu, anul acesta, prin investiții majore și prin pasiunea proprietarului acestui hangar, proprietarul de fapt și președintelui Bucovina Fly Club, un club în care împătimiți de aviație de aici din zona Rădăuțului, s-au unit pentru a putea aduce un show aviatic aici în zona Rădăuți. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi fost investițiile pe care le-ați observat aici, în sensul că s-a construit un hangar modern care poate găzdui peste 12 aeronave ultra-ușoare și ușoare. În zona exterioară mai este un spațiu în care pot gara încă cel puțin 10 aeronave sau aparate de zbor, ca să nu folosim termeni chiar de aviație, știu eu, supersonică. Da. De asemenea, pe lângă pista veche, cea care era, dar și aceea a suferit destul de multe modernizări, în sensul că a fost reînsămânțată, a fost nivelată, s-a mai construit o pistă, o pistă ierbată în întregime, o pistă care este și balizată și iluminată pe timp de noapte, pentru zbor pe timp de noapte. După cum o să vedeți, s-a construit un turn de control, un turn de trafic pentru dirijarea traficului aici pe aerodrom și multe, multe alte investiții, fără de care nu s-ar fi putut realiza sau nu s-ar fi putut ține un show aviatic aici la Rădăuți. Deși orașul nostru nu este o zonă în care aviația are o anumită tradiție, există totuși foarte mulți pasionați de nave ușoare și ultra-ușoare de zbor care au încercat să aducă un eveniment aviatic de mare amploare și la Rădăuți. Rădăuțiu, să știți că chiar dacă nu e o zonă în care, să zicem, aviația are tradiție, sunt foarte mulți pasionați de zbor, sunt foarte mulți proprietari de nave ușoare, ultra-ușoare, sunt chiar și din ce chiar mă uit acum, este și un moto parapantist, ca să spun așa, care e pasionat și zboară. Deci, cu alte cuvinte, toți au pus umărul pentru a aduce acest show aviatic și la Rădăuți, pentru că el va avea loc pe 30 și pe 31 august la Suceava, pe aeroportul Salcea, însă în preambul, pe 29 august, începând cu orele 16, va avea loc aici, pe aerodromul Frătăuți, un show aviatic de excepție. Maestria, curajul, adrenalina, dar mai ales pasiunea vor face ca ziua de 29 august să fie una de neuitat. Pe 29 august va avea loc o demonstrație, dacă vreți, de ceea ce înseamnă maestrie, artă, vor veni piloți experimentați, vom avea și adrenalină, vom avea și o simulare de război aerian oferită de iacări acrobați care deja, nu știu dacă mai au nevoie de prezentare, sunt piloți experimentați care participă la show-uri aviatice în întreaga lume. Vor fi prezenți și la Frătăuți și la Rădăuți. De asemenea, Aeroclubul României va fi prezent cu o escadrilă de avioane. Vor fi avioanele aparținând clubului Bucovina Fly Club și, în ultimul rând, piloți privați din toată țara vor veni aici la Bucovina Air Show 2014, așa l-am numit noi. Se așteaptă ca numărul mare de piloți să impresioneze publicul spectator prin talentul și maestria lor aviatică. Dacă anul trecut au fost în jur de, la Suceava, în jur de 50-60 de piloți, pentru că rețin, eu am prezentat show-ul aviatic de anul trecut și anul acesta la fel voi fi prezentatorul show-ului, ne așteptăm la un număr mai mare de piloți, pentru că, vedeți, începutul e greu. Suceava a dat startul anul trecut. Pentru noi este prima ediție aici la Rădăuți, la Frătăuți, și cu siguranță vom avea peste 50 de piloți din toată țara. Asta exceptând stafful tehnic, pentru că împreună cu piloții vor mai veni și mecanici, vor veni și instructori de zbor. Asta am uitat să precizez, aici la aerodromul Frătăuți se va construi și o școală de pilotaj. Vom avea o nouă investiție în curând,
care se va materializa prin înființarea unei școli de pilotaj cu tot ceea ce înseamnă dotare, logistică, absolut tot ceea ce înseamnă necesarul pentru a deveni un pilot. Nu uitați, 29 august, asta înseamnă vineri după amiază, aici la aerodromul Frătăuț, noi vă așteptăm și cu siguranță nu veți regreta, pentru că nu știu cine nu dorește să vadă un spectacol în adevărata lui valoare.